Accident grav în această dimineață pe DN1 pe centura de vest a Ploieștiului. Trei persoane au fost rănite după ce un tir s-a ciocnit violent de un autoturism care circula regulamentar. Se pare că șoferul vehiculului a pătruns pe contrasens după ce a rupt parapeții metalici de protecție. După impact, mașinile au sărit de pe pod, oprindu-se pe câmp. Impactul dintre cele două mașini a fost extrem de puternic. Balustrada a fost ruptă, după care autovehiculele s-au răsturnat pe marginea drumului la o diferență de nivel de aproximativ 20 de metri. Șoferul tirului mergea spre București, când la un moment dat pe pod, din nu se știe ce motive, a ajuns pe contrasens. Este posibil, din primele cercetări, după cum vă spuneam, posibil pierderea controlului asupra direcției de către conducătorul autovehiculului tir. Unde se ducea? Știu că trebuia să ajungă undeva în partea la Braz, dar nu știu să vă spun adresa exactă. Mai avea puțin până la destinație. Teoretic, da. Nu știu să vă dau informații. Am înțeles că are ceva fier, tablă, ceva de genul ăsta. Cele două persoane din autoturism, dar și șoferul tirului, au ajuns la spital. Un bărbat în vârstă de 37 de ani este în stare extrem de gravă. Au fost trei victime, una cu traumatism cerebral grav, cu plagă frontoparietală, cu traumatism de membru superior stâng și de membru inferior tot stâng, traumatism abdominal, a fost transportat la Spitalul Județean, o persoană de sex masculin în vârstă de 37 de ani. Alte două victime cu vârste cuprinse între 20 și 30 de ani, tot bărbați, cu traumatisme craniocerebrale și traumatisme toracice și ale membrelor, care nu le pun viața în pericol. Din cauza acestui accident, traficul rutier s-a desfășurat cu dificultate mai bine de o oră.